Salut la toată lumea și bine ați revenit la un nou episod de Critical Ops, unde astăzi reacționăm la noul Critical Pass ce a venit în această zi frumoasă și ploioasă în același timp, pentru că afară, în păcate, plouă. Dar hei, acest videoclip este pentru a vă înveseli, așa că nu contează dacă plouă, ninge, e vânt afară. Noi astăzi reacționăm la noul Critical Pass. Înainte de a începe acest episod, v-aș ruga să apăsați butonul de like, share, subscribe, să intrați pe serverul de Discord unde aveți primul link în descriere și fără a mai lungi, haideți să începem acest videoclip. Vreau să încep prima și prima dată cu ranchetul. S-a băgat noul sezon, sezonul 11, și acum trebuie să jucăm 5 meciuri. Înainte trebuia să joci 10 meciuri pentru a debloca rank-ul, dar acum îți trebuie 5, ceea ce este bine, este bine. Din păcate încă nu avem trade-ul. Haideți să începem cu pass-ul acesta care are tematică de anime. Am mai avut și anul trecut un pass la fel cu tematică de anime, avem și anul acesta. Deși are o animație mult mai bună, adică, bă, față de anul trecut, skinul acesta care are tematică de anime mult mai îmbunătățit, arată foarte bine și e chiar foarte mișto skinul acesta. Păcat că n-am credite că acest pass l-aș fi cumpărat cu cel mai mare drag. Puneți-mi în secțiunea de comentarii părerea voastră despre acest pass, nota pe care o dați voi acestui pass, iar nota mea va fi la finalul acestui videoclip și părerea mea pe parcurs. Avem primul item gratis, care este, ca de obicei, o cutie. Avem încă o cutie de eveniment, standard case, 100 de bănuți, și avem următorul skin, care este pe MP5, tot la fel, cu tematică de anime. Bă, vezi că skinurile astea sunt forță rău de tot, adică chiar arată bine. Îmi place MP5-ul ăsta, mi-aș echipa orice armă de aici. Dar vedem mai târziu ce skin-uri mai sunt. Din nou, case gratuit. Bă, case-ul acesta, nu ne uităm de această dată în el, dar uitați-vă voi, pentru că case-ul acesta este șmecher, are cele mai șmecher skin-uri posibile. Nu știu, mie cel puțin îmi plac skin-urile din acest case. Încă un standard case, 100 de bănuți, skin pe M14, care e destul de interesant. Bă, vezi că arată bine, chiar arată bine ăsta. Îmi place, îmi place. Gratuit. Avem din nou încă un case șmecher rău de tot și ăsta are niște skin-uri bestiale. Arată bine cutia, dar bă, skin-urile dinăuntru, doamne, tire 5-urile sunt geniale. Vă las pe voi să vă uitați. Încă un standard case, 100 de bănuți, skin pe Deagle. Bă, vezi că e șmecher rău Deagle-ul ăsta. Mi-ar fi plăcut să văd aici un clown sau ceva în loc de fata asta, dar vezi că e șmecher și skinul acesta arată bine. Avem 5 stele ca în GTA. Bă, vezi că deocamdată până aici suntem bine, chiar suntem bine rău de tot. Vezi că e șmecher skinul acesta. Gratuit, Taurus, standard case, 100 de bănuți. Și avem ultimul skin de aici, care este pe AUG, un skin foarte șmecher, care arată dislike, după cum se poate observa acolo. Sunt curios, bă, ori sunt design făcute de ei, gen din imaginația lor, sau inspirate dintr-un anime. Pentru că eu mă uit la anime-uri, îmi plac anime-urile, dar nu știu în ce personaje ar putea fi inspirate aceste caractere. Eu sincer chiar nu știu. Bă, dar vezi că arată bine și skinul ăsta pe AUG. Bă, mișto. Nu știu, mă gândesc că poate o fi băgat skin-urile astea că a fost anul nou chinezesc, deși a trecut, na, până la urmă pesul acesta vine din lună în lună, putea pesul trecut să fie cu anul nou chinezesc, habar n-am, habar n-am, voi ce credeți? Scrieți-mi în comentarii teoriile voastre, eu cel puțin zis așa o idee ce aș crede eu. Gratuit, avem case-ul acesta care, bă, și ăsta e șmecher, arată mișto și design-ul, skin-urile din interior la fel, geniale, standard case, și de vreo 3 pesuri încoace avem numai creditele acestea, linie de credite, tablou de credite, nu deșteptare, credite. Bă, ce pot să zic, pesul ăsta chiar e unul șmecher, chiar arată bine. Bă, cel puțin FP6-ul ăsta îmi place la nebunie, vezi că e ca lumea, arată mișto, e ca lumea FP6-ul ăsta. Îmi plac skin-urile, design-ul genial, case-urile asemenea. Vreau aici să am altceva, nu vreau case-uri, nu știu, vreau măcar 50 de credite sau nu știu. Nu vreau case-uri, adică de aici poate să spice maxim tier 3. Mi se pare o prostie, sincer. Nu știu, ceva mai convenabil. Da, lucrurile convenabile și așa, etc, etc, e în premium și na, asta e. Dar totuși,
ceva pentru ăștia care n-au credite, meritam și noi. PES-ul este 1400 de credite, eu n-am credite ca de obicei, avem background-ul de aici schimbat. Bă, ce pot să zic? Nota mea pentru acest PES este de... Îi dau nota 9, mă, bă, nota 9, îi dau nota 9. Nu știu, îmi place mie, chiar e ca lumea PES-ul ăsta, e reușit. Chiar dacă nu e PES de 100 de taiere, lăsând asta la o parte, bă, e mișto PES-ul ăsta, își merită banii, părerea mea că își merită banii. Dacă aveți credite, luați-vă PES-ul acesta, că se merită. Eu dacă aș fi avut credite, să fiu sincer cu voi, chiar l-aș fi cumpărat. Asta e, sărac și eu, ce să faci? Bun, mă băieți, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, bă, un PES ca lumea, sincer, un PES ce merită cumpărat. Nu uitați să-mi spuneți și părerea voastră în secțiunea de comentarii și ce notă dați acestui PES. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!